Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Moldova Veche, în timp ce se aflau în misiune în zona de responsabilitate, au observat un bărbat care striga după ajutor. Polițiștii de frontieră s-au deplasat cu o embarcațiune rapidă de intervenție a sectorului Poliției de Frontieră Moldova Veche, acționând cu operativitate pentru sprijinirea bărbatului în vârstă de 49 de ani din județul Caraș-Severin. Întrucât embarcațiunea pe care se afla bărbatul era în pericol de scufundare din cauza valurilor mari, echipajul embarcațiunii MAI, care desfășoară misiuni în cadrul Frontex, a remorcat și a ancorat embarcațiunea în condiții de siguranță la mal. Bărbatul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.